Mioveniul găzduiește în această săptămână o serie de competiții sportive cu ocazia Move Week. În oraș s-au desfășurat deja concursuri de karate și natație. Începând de astăzi și până duminică vor avea însă loc turnee de handbal, volei și mini-volei pentru fete. 200 de sportive vor fi angrenate în cadrul competiției de handbal ce va avea loc la sala de sport a școlii Liviu Rebreanu. Aceeași locație va găzdui duminică un meci de volei între echipa locală și o formație bucureșteană începând cu ora 11. De partea cealaltă, la turneul de mini-volei organizat la școala George Topârceanu, vor participa pe lângă echipa locală și formații din Pitești, Câmpul Lung și Târgoviște. Vineri, sâmbătă și duminică sunt două turnee de handbal și de mini-volei, iar tot pe 13 duminică avem și meciul de volei cu cadetele în cadrul oficial, campionate oficiale. Iată că toată săptămâna 7-13, care înseamnă săptămâna mișcării, pentru noi Mioveniul este ocupată foarte, foarte mult. Nu este pentru prima dată când suntem în priză atât de tare. Sigur că nu se termină aceste activități și vor începe altele. Avem competiții diverse pe sporturile pe care noi le avem și vi le-am enumerat pe cele 6, oină, tenis, karate, natație, volei și handbal. Este bine de reținut că avem copii talentați și care doresc să facă mișcare. Și mai afirm încă ceva și este bine să o știe și copiii și părinții și toți telespectatorii că niciodată nu avem de-a face cu sportivi care nu merg bine la învățătură. Pe aceștia îi lăsăm să învețe carte și atât. Aceste evenimente au loc cu ocazia Săptămânii Mișcării Europene. Mioveniul face parte alături de Pitești din cadrul celor 20 de orașe selectate de pe bătrânul continent pentru a lua startul în cadrul acestui proiect.